A încercat să intre în țară cu mai multe parfumuri contrafăcute pe care spera să le vândă la un preț mult mai mare pe piețele românești. Este vorba despre un cetățean turc prins în punctul de trecere al frontierei Giurgiu, că încerca să introducă în țară peste 150 de flacoane cu parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport și al pasagerilor, polițiștii de frontieră au descoperit, în cala autocarului, mai multe pungi de plastic în care se aflau 168 flacoane de parfum, inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile de a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin cetățeanului turc Mehmet III, în vârstă de 24 de ani, pasager al autocarului. Acesta a declarat că nu deține documente de proveniență sau certificate de calitate pentru bunurile de mai sus menționate, și că le-a cumpărat într-un bazar din Istanbul, intenționând să le comercializeze în diferite piețe din București. Existând suspiciuni că produsele sunt contrafăcute, bunurile în valoare de aproximativ 33.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea expertizării. Polițiștii de frontieră au întocmit pe numele bărbatului dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs identic sau similar cu o marcă înregistrată.